Denis este noul concurent din Casa Iubirii. Pe cine a ales să cheme acesta în camera roșie? îmi place că ești inteligentă. Denis, noul concurent misterios, și-a făcut apariția în camera roșie și a stârnit imediat interesul concurentelor. Prima interacțiune a lui Denis a fost cu Criș, care a fost intrigată de personalitatea și aspectul fizic al tânărului. Denis și-a declarat intenția de a cunoaște pe toată lumea dar și de a păstra o oarecare discreție în legătură cu preferințele sale fizice. Denis e misterios în privința fetelor pe care a pus ochii. Criș, ce vânt te aduce pe aici? Ai venit să cunoști pe cineva? Denis, am venit să cunosc pe cineva. Da. O fătă. De fapt, am venit să vă cunosc pe toate, să văd cu cine mă înțeleg mai bine. Am ceva preferințe fizice. Întrebat de Criș care ar fi acestea, el a evitat răspunsurile directe, menționând că preferă să cunoască fetele personal, fără a se baza doar pe imaginea pe care o vede la televizor. Criș, care sunt alea? Denis, prefer să le țin pentru mine, că de la televizor se văd anumite chestii. Prefer să vă cunosc și după să văd. Criș, păi și care sunt preferințele alea? Poate ghicesc și eu pentru cine ai venit? O să le chem pe toate la camera roșie, nu? Denis, da, o să vă chem pe toate ca să vă cunosc pe toate. Am mai văzut emisiunea. Nu am urmărit chiar mereu, dar am văzut că ești o fată super inteligentă și îmi place. Criș a încercat să afle mai multe despre Denis, punându-i întrebări amuzante legate de înfățișarea sa. Ce culoare ai la păr? L-a întrebat ea, provocând un mic joc de ghicitori. După câteva replici glumețe, Denis a dezvăluit că este brunet și are ochii căprui, adăugând și detalii despre înălțimea sa. 1,82 metri, un detaliu ce nu a trecut neobservat de Criș. Criș, mulțumesc mult! Tu ce culoare ai la păr? Denis, păi spunem tu, hai să facem jocul ăsta. Criș, eu cred că ești blond. Ești blond? Denis, nu. Sunt brunet, iar ochii sunt căprui. Criș, ai barbă? Denis, încerc, dar atât s-a putut. Criș, înălțime? Denis, am 1, 82, minus 83. Tu cum ești? Într-o cunoaștere. Criș, interacționez cu cineva. Cu Moldo, fetele, cu cine ai fost? E o voce cunoscută pentru tine, dar pentru noi nu. Criș, nu, e o voce necunoscută și pentru mine. Fetele, dar ai o stare rea. Virginia, cred că doar se joacă cu voi. Julia, îl cunoști? Criș, nu, Julia este următoarea concurentă chemată în camera roșie. După Criș, Julia a fost următoarea invitată în e-camera roșie. Interesul ei față de Denis a scăzut ușor atunci când a aflat că acesta are doar 21 de ani. Denis. Sunt Denis. Am 21 de ani. Julia. O, oh, ce mic ești. Denis. Nu ești nici tu foarte mare. Sunt născut și crescut în Italia. Julia. Și eu am stat opt ani acolo. Denis. Ce să-ți mai zic? Reușești să-ți dai seama cine sunt? Julia. Cred că ești șaten brunet. Denis. Sunt brunet. Da. Îți plac bruneții? Julia. În general, da. Denis a fi dispus să rămână în România în numele iubirii.